Cartea Adevărul despre îngeri de Ellen White. O imagine din spatele scenei referitoare la ființele supranaturale implicate în viața oamenilor. Cuvânt către cititor. Această carte se ocupă de un subiect de interes mondial. Într-un număr fără precedent, programele de televiziune prezintă relatări cu privire la implicarea îngerilor în treburile oamenilor. Ziare de scandal publică povestiri despre numeroase apariții de vizitatori extraterestri. Librăriile etalează raft după raft volume ce se ocupă cu lumea supranaturală, iar vânzările sunt mari. În toate țările, oamenii își pun întrebări de felul: dacă îngerii există, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele morților? Sunt ei prietenoși sau ostili? Pot ei comunica cu noi? Majoritatea răspunsurilor date de cei autorizați nu-l satisfac pe căutătorul sincer după adevăr. Multe dintre răspunsuri reprezintă doar niște speculații. Unele dintre acestea sunt făcute într-adins senzaționale, iar altele se bazează pe o interpretare eronată a Scripturii. Spre deosebire de acestea, cartea de față cuprinde informații inspirate. Ea oferă răspunsuri întemeiate puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adevărul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profundă experiență spirituală. Primul capitol ne prezintă o privire generală asupra existenței și activităților ființelor din lumea nevăzută. Capitolul al doilea ilustrează câteva din numeroasele căi prin care îngerii sunt implicați în viața oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezintă în secvențe istorice o suită de evenimente și experiențe în care îngerii au jucat un rol major. Începe cu răzvrătirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi, și se încheie cu rolul îngerilor în mărețele evenimente din viitor. Acest volum constituie o carte, resursă de neprețuit, însă este mai mult decât atât. Este o carte care dă la o parte vălul dintre lumea văzută și cea nevăzută. Ea descoperă implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica, și dă cititorului simțământul că este martor ocular al acestor evenimente. O experiență într-adevăr extraordinară. Noi credem că această carte va fi prețuită de căutătorii de adevăr de pretutindeni din lume, că ea îi va ajuta să recunoască manifestările contrafăcute ale spiritelor și că în viața lor de zi cu zi Dumnezeu îi va conduce să caute și să se bucure de părtășia îngerilor sfinți. Patrimoniul Ellen G. White.